Nu! Nu! Tu cine ești? Eu sunt dădaca voastră. De când avem noi nevoie de o dădacă? De când tatăl vostru a plecat în delegație. Ca să nu vă lase singur pentru câteva zile, m-a angajat pe mine. Tati nu mi-a spus nimic că pleacă departe cu treabă. Pentru că era pe grabă. Cum ai ajuns atât de repede de la masă lângă mine? Mă vezi tu așa, dar să știi că sunt mai sprintenă decât arăt. Și ce urmează acum? Păi, observ că ai terminat cu școala pe ziua de azi. Da. Atunci facem temele. Dar mai întâi am nevoie de o pauză. Sunt foarte obosit. O, sărăcuțul de tine! 7 ore într-o clasă cu profesori și elevi pe care nu-i placi, trebuie să fie tare obositor. Nu-i așa? Cine a zis că nu-i plac? Am chiar prieteni printre ei. M-aș mira. Toți râd de tine. Poftim! Gura vorbește fără mine. Dar nu-i nimic. De acum încolo o să te laud doar. Ești tare ciudată. Eu mă duc în cameră la mine. Bine. Urăsc copii. Nu uitați să ne dați un like, ne ajută foarte mult. Mulțumesc! Încă unul. Cine? Sunt dădaca. Hai, vino să mănânci. Dar nu mi-e foame. Și ce? Dacă eu vreau să-ți dau de mâncare, îți dau. Cine mă poate opri? Ce? Îmi place de tine. Ești tare distrat și drăgălaș. De ce nu se deschide? Pentru că e încuiată. Imposibil. Te întreb cum o ușă fără ială poate fi încuiată? Da. E un secret. Și dacă ți-l spun, atunci va trebui să... Cine ești tu? Dădaca! Ce e cu gălăgia asta? A venit fratele meu de la școală? Îl vezi pe undeva? Nu! Atunci ai un răspuns la întrebarea ta. Ai spus ceva? Și se întreabă de ce nu poate vorbi. Ei bine, din cauza că... O să aflați la sfârșit, când va fi prea târziu pentru voi, ca să mai faceți ceva. Unde e tati? A dispărut. Adică e în misiune. Ce misiune? De serviciu. E plecat și m-a angajat pe mine să am grijă de voi. Dar stai liniștit, frații tăi deja mă adoră. Atât de mult le place de noua lor dădacă. Mi-e foame. Și eu trebuie să te hrănesc, orice ar fi. Nu-i așa? Da. Foarte bine. Nu uita, tu ai ales asta. Ce-a poftit micuțul meu să mănânce? Nimic. Dar parcă ți era foame, nu? Nu mai fac. Nu scapi tu așa ușor. Eric. Sunt doar eu, Nicolas.
singurică în cameră. Voi știți unde sunt frații mei? Scrieți în comentarii. Îi tot caut și nu îi găsesc. Nu te cred! Așa ai zis și de Andreas. Iar acum Mary, deși l-am auzit, sunt sigur de asta, nu e de găsit. Ești sigur că nu ai visat? Că nu ai avut un coșmar? Un vis în mijlocul zilei? În niciun caz! Of, eu cred că ei încă mai sunt la școală. Școala lor s-a închis de acum câteva ore și ei ar fi trebuit să fie acasă. Atunci avem o problemă. Dacă cineva i-a furat, trebuie să o sunăm pe tati și la poliție. Nu, nu, nu! Nu implicăm pe nimeni. Dădaca se descurcă. Tu nici măcar nu știu cum ai ajuns în casa mea și ești și ciudată pe deasupra. Ești deja obraznic. Când ți-a apărut alunița aia neagră pe nas? Ce aluniță? Acum și ciocăne. O, nu! Trebuie să mă mențin tânără. Cum? O să-ți spun o poveste, dar pentru asta trebuie să stai cu minte și nemișcat. Nu știu ce m-ai făcut. Dă-mi drumul. Și cu gura cusută. Ești pregătit să mă asculți? Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați. Pa, pa! Sunt singur acasă și ar trebui să-mi protejez casa. Dar sunt doar un copil împotriva unui clovn și mi-e așa frică! Să plec! După toate pricurile pe care mi le-ai făcut, să plec și neplătit în niciun caz!